Bună seara din nou. Universitatea Craiova, FC Botoșan 2-1. Domnul Emil Sandoi, antrenorul principal al formației noastre, își va spune opiniile vis-a-vis de acest joc, apoi va răspunde întrebărilor dumneavoastră. Domnule Sandoi, vă rog. În primul rând, suntem bucuroși pentru victorie. Vă dați seama, pentru cele 3 puncte. Și încă o să avem o partidă grea astăzi, un adversar deosebit de incomod. Era destul de dificil pentru că noi veneam după 120 de minute jucate cu Viitorul în cupă. Chiar dacă am încercat atunci să menajăm o parte dintre jucători. Iar la fel până la ora jocului am avut și unele incertitudini în ceea ce privește 11-le de start. Până la urmă ne bucurăm că jucătorii care aveau unele probleme medicale au reușit să ducă și astăzi 90 de minute. Încă o dată cu un adversar deosebit de incomod, o echipă foarte bună, cu câteva individualități de marcă, zic eu. Am reușit să deschidem scorul, cred că meritat. Iar după aceea ne-am văzut egalați dintr-un penalti, cum numai noi putem să facem. Vedeți și dumneavoastră, până în momentul de față avem 5 goluri primite, 4 din penalti. Eu zic că cel puțin 3 dintre ele sunt făcute cadou adversarului. Până la urmă e bine că s-a terminat așa. Sunt 3 puncte de care avem mare nevoie. Avem continuitate în rezultate. E foarte important și încă o dată băieții merită toate felicitările pentru efortul pe care l-au făcut astăzi. Victoria s-a datorat și omului în plus? Nu știu exact. Vă aduceți aminte în primul joc, atunci când fuseserăm noi investiți ca antrenori, am reușit să câștigăm și în 10 oameni. Deci am reușit să înscriem cu un om mai puțin și am și păstrat rezultatul până la final. Deci am demonstrat că putem să câștigăm și cu un om mai puțin. Astăzi, e adevărat, am beneficiat pe undeva de avantajul omului în plus, am știut să speculăm, am avut și alte oportunități de a marca, dar cred că până la urmă rezultatul este cât se poate de corect. Curelea rezervă. S-a întâmplat ceva este acest dat? Nu s-a întâmplat absolut nimic. Nu. Așa am gândit noi jocul de astăzi. Primul 11 e normal să-l alegem și în funcție de adversarul pe care îl întâlnim și în funcție de modul în care abordăm partida. Oricum, în momentul în care a intrat, Curelea a făcut-o bine, ca de altfel toți ceilalți. Cui dedicați victoria? Dacă vă aduceți aminte la conferința de presă de după jocul cu Viitorul, am și spus că toate rezultatele bune pe care sperăm să le avem în continuare, le vom dedica lui Nicușor Bancu. Și vă spun sincer, și el a fost alături de noi, pentru că le-a trimis mesaje de felicitare aproape la toți colegii lui. Deci este un gest deosebit de frumos din partea lui. Și să știți că suntem cu toții alături de el. A fost ultimul meci pe Ionuț Bemenco. Multă lume nu crede în demolare. Asta nu avem de unde să știm noi. Eu v-am spus că noi ne-am dorit ca și jocurile care sunt până la finalul acestui tur de campionat să le discutăm tot aici. Dar aici nu depinde de noi. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim mult. O seară plăcută!